Au curs valuri de cerneală, ca să mă exprim așa, despre plecarea ta din magistratură. Multă lume intră în direct în subiect, dezamăgită. Cristi Danileț, care a luptat pentru justiție, l-am văzut pe treptele tribunalului, etc. Iată, acum pleacă și el, la fel ca toată lumea, tânăr pensionar. De ce ai plecat tânăr pensionar? În primul rând că am început să practic în justiția română la 23 de ani, așadar acum 25 de ani. Când era un pachet salarial care mi s-a promis, cu activitate neîntreruptă 25 de ani, cu rezolvare de dosare, cu posibilitatea de a mă pensiona după 25 de ani efectiv. În momentul de față îndeplinesc aceste condiții, însă nu plec cu bucurie din acest sistem, ci cu o mare dezamăgire, pentru că în ultimii 3-4 ani lucrurile s-au înrăutățit în justiția română, nu mai există independență clară a judecătorilor, nu mai există libertate de exprimare și în plus toți judecătorii reformiști, sau mă rog, majoritatea judecătorilor reformiști care am organizat proteste de-a lungul anilor, am ajuns să fim hăituiți de inspecția judiciară. Eu am fost suspendat din funcție de 3 ore de către CSM-ul, care a inventat niște acuze la adresa mea disciplinare, am câștigat toate procesele la Curtea Supremă, dar nu mai pot să risc o a patra excludere. Deci plec în speranța că mai degrabă voi putea milita pentru justiție independentă mult mai eficient din afară decât din interior. Vorbeai pentru că suntem la Timișoara, unde s-au strâns reprezentanții grupurilor civice, ai ONG-urilor, pentru a-și da mâna să resusciteze spiritul civic. Vorbeai în alocuțiunile tale anterioare despre vremea când se ieșea în Piața Victoriei, despre luminița aprinsă, despre modul în care oamenii susțineau magistrații, susțineau justiția. Sunt convinsă că știi foarte bine că mulți dintre cei care susțineau justiția pe vremuri și ieșeau în stradă sunt acum foarte, foarte dezamăgiți. Spun, domnule, uite, am ieșit în stradă pentru ei și dosarele se închid pe bandă rulantă, infractorii scapă, fug din țară, etc. Cum vezi tu această dezamăgire a oamenilor și dacă ești de acord cu cei care se plâng că justiția este jale în prezent? Da, e... Și de ce e jale dacă ești de acord? E justificată nemulțumirea oamenilor, dar mai mult este și o nemulțumire a înșiși magistraților. Vă reamintesc în 2017-2018, când ministrul Toader și cu premierul de atunci, Dragnea, au promovat modificări ale legilor justiției, noi ca magistrați am atras atenția că dacă aceste modificări vor intra în vigoare, se vor stopa dosare, vom avea o inexistentă luptă împotriva corupției, se vor tărăgăna dosare și vom avea o hemoragie de magistrați tineri care vor pleca din sistem. Lucrurile s-au adeverit. Suntem acum în anul de grație 2024, în care mulți judecători și procurori vorbesc de câteva sute într-un an s-au pensionat. De asemenea, s-au pensionat câteva mii de polițiști, pentru că legile justiției nu mai funcționează, pentru că au fost decizii repetate ale Curții Constituționale, nu aș spune curioase, ci aș spune de-a dreptul dubioase, prin care, care au avut ca efect prescrierea unor dosare foarte importante în România. Ori dacă cetățeanul simplu vede că unul aflat la putere sau un afacerist puternic fură și el nu este tras la răspundere, indiferent ce motiv ar inventa magistratul, sau mă rog, ar expune magistratul, cum ar fi o decizie a Curții Constituționale, o lege neconformă, cetățeanul dă vina tot pe judecător. Prin urmare, cetățeanul nu vede că justiția se înfăptuiește. Și eu, ca magistrat, nu am mai văzut asta de vreo 3-4 ani. Funcționează justiția pentru cauze simple, dar pentru cauze complexe, complicate, unde e nevoie de resurse, unde e nevoie de timp și unde legislația este uneori incertă, neclară, în acele cazuri justiția nu mai funcționează. Am atras atenția și CSM-ului, și Parlamentului, și Ministerul Justiției că sunt texte de lege dubioase care trebuie corectate, că sunt inițiative legislative care nu trebuie să meargă mai departe. Din păcate, toate protestele acelea pe care magistrații le-au făcut cu succes în anii 2017-2018 în fața tribunalelor, aplauzele acelea justificate ale cetățenilor adesea magistraților curajos, din păcate acele proteste au rămas fără rezultat. Iar astăzi este tragic, s-a furat, se fură, nu se mai recuperează nimic, infractorii scapă. Aici suntem. Care este starea de spirit printre ecologii tăi? Pentru că spuneai ceva mai devreme în cadrul dezbaterilor că e mai rău decât pe vremea Rodicăi Stănoiu, că sunt colegi de tăi care sunt urmăriți și la biserică când aprind lumânări, urmăriți cu mașina. Cum s-a ajuns aici și cum vezi tu reparabilă situația până la urmă? Ce șanse au oamenii să vadă din nou o justiție funcțională? Vă dau un exemplu din tribunalul în care mi-am desfășurat activitatea până acum câteva zile. Suntem 9 judecători pe tot județul, specializați în anticorupție, în crimă organizată, în trafic de persoane, trafic de droguri.
Din acești 9, unul tocmai a fost promovat la Curtea de Apel, iar din biroul meu în care suntem 4 judecători, 3 ne pensionăm. Eu sunt primul care am plecat acum în ianuarie, urmează un al doilea judecător în martie, un al treilea judecător în luna lui iunie. Practic, Tribunalul Cluj pierde oameni valoroși. Noi care avem studii, care avem cărți citite și scrise, care am rezolvat sute, poate chiar mii de dosare, care suntem la o vârstă respectabilă când puteam fi folosiți la maximum, suntem forțați de un sistem ineficient să plecăm. Eu nu mai pot să risc după 3 acțiuni disciplinare să mai risc încă o acțiune disciplinară pentru că cuiva e senăzare că n-am voie sau am voie să întung iarba acasă. E fix problema mea ce fac eu în viața privată. Însă s-a ajuns ca inspecția judiciară să urmărească magistrații inclusiv pentru ce fel de interviuri dau, pentru ce postări fac pe Facebook sau pe TikTok, lucruri pe care nu le-am întâlnit pe vremea lui Stănoiu. N-am pățit vreodată vreo declarație publică pe vremea lui Stănoiu să fiu urmărit disciplinar pe libertate de exprimare sau pe delict de opinie. Ori, presiunile astea fantastice, cu hemoragia de judecători și de procurori, cu dosarele care se prescriu, cu, la un moment dat și cu încurajările acestea financiare, pentru că un magistrat care iese la pensie din generația mea are prima pensie echivalentă cu ultimul salariu pe care l-am avut, vă dați seama că este un motiv justificat de a pleca din sistem. Și ți s-a reproșat că de ce a plecat Danileț cu pensie specială? Da, pentru că asta este legislația pe care am prins-o. Este o lege în vigoare încă de momentul în care am intrat în justiția română. N-am cum să refuz o pensie pentru că eu alt venit nu am, eu în lume de afaceri nu am intrat, o altă funcție nu am, politică nu am făcut. Singurul meu venit toată viața a fost venitul salarial și acum pensia. Dar pensia, cel puțin în cazul meu, este bine meritată. Închipuiți-vă că au fost ani în care activitatea mea însemna 2 schimburi de dimineață până noaptea, 2 schimburi, fără weekenduri și în 25 de ani de activitate, doar un singur concediu mi l-am făcut întreg. Am colegi care își iau concediu, dar vin la tribunal pentru a nu primi dosare în zile de concediu ca să-și facă dosarele restante. Lucrurile astea nu sunt normale, nu sunt firești. Ori statul nu face nimic ca să încurajeze sau, mă rog, să diminueze nevoia asta de resurse umane și financiare. Mai mult, crima organizată, traficul de droguri, că au prins un teritoriu foarte extins în România, nu mai avem cine să le combată. Revenim iarăși la întrebare. Imaginea este una de-a dreptul tristă. Oamenii cei care aprindeau luminițe sperau la o justiție. Acum vedem tablou unei justiții care e pe punctul de a se autodevora. Da. Magistrații care pleacă, magistrații corecți care pleacă, cei care vreau să-și facă treaba, fug mâncând pământul pentru că nu-și mai pot face datoria. Cadrul legislativ total deficitar, un CSM împotriva magistraților, inspecție judiciară împotriva magistraților. Bun, ce șanse are românul să mai vadă o justiție? Trebuie să se întâmple ca să vedem din nou o justiție funcțională. Privit din punctul tău de vedere de om care a fost în interior și cunoaște efectiv problemele și ale oamenilor, dar și ale cadrului legislativ. Justiția se face în numele legii, dar pentru cetățean. Scopul unei justiții eficiente este ca românul să fie în siguranță, afacerile să prospere, să fie combătută crima organizată, să fie ordine sociale. Nu e foarte mare lucru, dar sunt mai multe instituții care trebuie să funcționeze. Și legislativ trebuie să avem legi coerente, ori noi suntem în situația în care avem 12.000 de acte normative, legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență, toate în vigoare, toate obligatorii. Se suprapun, se contrazic între ele. Avem decizii neconforme ale Curții Constituționale cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Din păcate și aceste decizii trebuie să le aplicăm. Avem oameni promovați în funcții care au ajuns inclusiv la Curtea Supremă sau la Curtea Constituțională care nu sunt potriviți pentru aceste posturi și cred că avem nevoie până la urmă de un suflu nou în justiția română. Deci trebuie să plece niște generații, din păcate sunt generațiile care au făcut reforma justiției și anticorupție, și să vină un nou suflu, noi tineri. Și de exemplu, și de asemenea un cadru legislativ adecvat. Și asta se poate întâmpla numai dacă se schimbă cei de la putere. Dacă avem un nou parlament cu o nouă viziune, în care codurile penale să fie cu adevărat drastice pentru infractori, în care poziția victimei în procesul penal să fie una ridicată, în care viteza de soluționare a dosarului să fie una mare, pentru că omul simplu e interesat ca procesul lui să dureze cât mai puțin, în care procesele cu societăți să se desfășoare foarte rapid, pentru că nu e așa, time is money, deci
trebuie o restructurare a modului de funcționare a justiției în baza unei strategii. Această strategie nu există în momentul de față. Nu s-a discutat la Ministerul Justiției, nu s-a discutat la CSM, nu s-a discutat la Parlament. Lipsește o strategie de resurse umane, de eficientizare a justiției. Asta trebuie făcut. În prezentare cine să facă, președintele Iohannis, întrebat la un moment dat, nega faptul că trăim într-un stat eșuat. Din punctul de vedere a judecătorului Cristi Danileț, exclus din magistratură fiindcă își tăia gardul și acum a plecat, suntem într-un stat eșuat sau nu suntem într-un stat eșuat? Greu de spus, stat eșuat. Suntem într-un stat capturat, eu așa îl simt. Un stat în care niște politicieni, într-un mod cu totul abuziv, își impun punctul de vedere legislativ, la Curtea Constituțională și în justiție. Nu trăiesc, nu cred, nu mă simt în siguranță într-un stat în care justiția nu funcționează. Și nimeni n-ar trebui să se simte în siguranță. Dacă justiția nu e independentă și presa nu e liberă, atunci nu este democrație. Noi suntem la un nivel reduș, la un nivel de stat post-totalitar sau post-comunist. Cred că altceva, prin democrație altceva înțelegem. Siguranță, libertate, stat de drept, drepturile omului, justiție independentă, presă liberă. Aceste valori trebuie, cum să spun așa, resuscitate. Nu se mai discută despre ele. În sistemul de justiție eu nu mai pot să discut despre anticorupție judiciară, nu mai pot să vorbesc despre libertate de exprimare și nu mai putem folosi cuvântul reformă. Aproape că ești luat în râs. Anticorupție și reforma justiției nu mai sunt priorități, se pare că al niciunei guvernări. Vorbind despre nu mă simt în siguranță, spuneai la un moment dat în timpul dezbaterilor că ai primit amenințări dinspre un anumit partid s-a transmis că nu uită. Despre ce partid e vorba și în ce context era? N-am să spun numele partidului, nu este corect să o spun, dar au fost situații, am dat decizii care au deranjat anumite medii politice și mi s-au spus clar, a venit un avocat și mi-a spus clar, acest partid nu te iartă și nu va uita ce ai făcut. Și s-au întâmplat lucruri în cariera mea care aș putea să le pun în legătură cu acest partid. Dar să știți că sunt judecători, procurori care soluționează cauze foarte sensibile, foarte importante. Dacă nu se simt independenți, atunci vor avea cel puțin tendința de a înclina balanța într-o parte sau alta. Nu e corect asta. Judecătorul trebuie să fie lăsat deoparte de orice fel de influențe și presiuni politice. Ori în momentul în care tu știi că ai inspecția pe cap, când presa cumpărată te hăituiește, în momentul când se poate deschide o acțiune disciplinară pentru ce faci tu în viața privată, când ești urmărit de mașini cu geamul fumurii pe stradă și nu știi cine te urmăresc, reclami la poliție sau la DNA și nu ai un răspuns. În acel moment și judecătorii sunt oameni, dați-le voie și lor să aibă emoții, frici, sentimentele acestea negative care le pot influența viața. Ori eu despre lucrurile acestea nici măcar nu puteam să vorbesc în interiorul sistemului. Ele sunt niște taburi. Noi le vorbim pe șoptite, de frică, de teamă. Primiți amenințări directe a colegii dumneavoastră? Au fost și amenințări directe care s-au primit, da. Au fost și amenințări. Ce gen de amenințări? Și au fost și amenințări voalate, inclusiv pe rețelele de socializare. Au fost magistrați amenințați. Lasă că să vezi ce se întâmplă, vezi tu ce ne întâlnim. Au fost magistrați care au intrat în sistemul de protecție. Au fost unii care au făcut plângeri, s-au descoperit unii autori a amenințărilor, alții nu. Amenințați de infractori sau amenințați de politicieni? De infractori, știu sigur, de politician, cel puțin eu am primit prin intermediar amenințare de acest gen. Nu spun neapărat că eu m-am înfricoșat, dar nu toată lumea poate să aibă tăria mea și stomacul meu, de exemplu. Ori lucrurile astea nu ar trebui să rămână fără răspuns. Dar noi, la rândul nostru, dacă ne adresăm unor instituții care ar trebui să ne păzească sau să ne, să ne asigure cât de cât o siguranță, suntem tratați cu indiferență sau în râs. Am făcut cere, de exemplu, de detașare la CSM și apoi de transfer, tocmai pentru că aveam în vedere o situație tensionată și trebuia să mă întorc acasă spre Oradea. Ei au refuzat, nici măcar n-au vrut să discute, să pună pe ordinea de zi CSM-ul. N-au vrut să discute cu mine. La fel, în momentul când au decis suspendarea mea din funcție, am aflat din presă, nici măcar nu m-au invitat pentru a discuta despre necesitatea suspendării. Și atunci când magistrați, când vezi că decizia cu privire la cariera ta să rea așa într-o noapte, atunci te întreb, bun, în ce măsură eu mai sunt inamovibil? Și vă dați seama că un judecător dispare, cum am fost eu, m-am retras prin pensionare sau am fost suspendat din funcție. Toate dosarele pe care le aveam în lucru s-au dus la noi judecători și acei alți judecători au trebuit să reia toate dezbaterile, adică practic tot procesul penal se reia, pentru că astea sunt regulile în materie penală. Ceea ce înseamnă dosare tărăgânate, termene îndelungate și poate unele din dosare prescrise. Păi despre ce justiție mai vorbim? Vorbim despre o birocrație judiciară, dar nu justiție. Justiție înseamnă dreptate, sentimentul acela de dreptate înfăptuit prin aplicarea legii. În momentul de față, senzația mea este că aplicăm legea într-un mod formal, doar ca să soluționăm niște dosare și
în cele mai multe din cazuri, să le prescriem și spune, da, am aplicat legea, s-au prescris dosarele. Și în felul ăsta, statul este furat, pagubele nu sunt nerecuperate, infractorii sunt lăsați în libertate sau, mai nou, plecați în străinătate și nu pot fi aduși înapoi în România. Și apropo de plecat în străinătate, unde pleacă Cristi Danileț? Presa a uit că judecătorul Danileț se duce la Banca Națională a Moldovei în echipa Ancăi Dragu. Ce face Cristi Danileț la Banca Națională a Moldovei? Măcar voi mă întrebați dacă mă duc și ce fac acolo. Presa care a dat zvonul respectiv nu m-a întrebat, nu mi-a cerut un punct de vedere, l-a împrăștiat pe tot internetul. Am citit și eu că mă duc în Moldova la Banca Mondială. Nu, eu am cetățenia moldovenească de un an de zile. Am afirmat atunci că dacă se va discuta vreodată un post în justiție, probabil o să accept când nu voi mai avea de lucru în România. Nu este cazul încă, dar niciun caz nu m-aș duce la Banca Națională a Moldovei. Nu-i domeniul meu economia, băncile, n-am o pregătire de așa ceva și nu m-aș duce pentru o sinecură de asta. Dacă o să fie nevoie de justiție, în orice stat, nu neapărat în Moldova, m-aș duce pentru că am o expertiză pe zona asta balcanică, Europa de Est și Balcani, am o expertiză care poate fi utilizată. Dar sigur nu mă duc încă la Moldova și nu la Banca Națională. Ultima întrebare, că de fapt nu e întrebare, mesajul lui Cristi Danileț pentru românii care își doresc tare mult o justiție funcțională în țara asta? Avem o ocazie unică în acest an 2024 de a ieși la vot pentru a pune ștampila pe 8 buletine, pentru europarlamentare, prezidențial, senatori, deputați, președintele Consiliului Județean, consilieri județeni, primari și consilieri locali. Toate voturile posibile le acordăm în acest an 2024. Dacă sunt oameni care se uită la noi și care încă mai doresc o democrație funcțională, o justiție independentă, o separație a puterilor în stat, o cetățenie activă, atunci să dea dovadă de înalt civism, să meargă la vot. Musai să iasă la vot în 2024. Ei, neamurile lor, copiilor, în special mă adresez tineretului, ieșiți la vot, aveți ocazia acum să faceți schimbare. Dacă nu, va urma încă 4 ani, 4 ani de dictatură, 4 ani de eliminarea drepturilor, 4 ani de tăcere, de frică. Eu nu vreau să trăiesc în România, într-o Românie în care să-mi fie frică. Deci votul poate să ne elibereze. Mulțumesc! Mulțumesc.